Problema încălzirii unităților de învățământ din municipiul Deva se apropie de rezolvare. Astfel, după ce în unele școli a revenit termoficarea, ultimul fiind Liceul Transilvania, iar orele se desfășoară în sistemul clasic, față în față, de luni 13 decembrie și alte unități de învățământ din municipiul Deva vor avea căldură în urma montării de centrale termice cu ajutorul sumelor bănești alocate în acest sens de primăria din reședința de județ. Este vorba despre fosta școală generală numărul 3 și de toate corpurile de clădire de la liceul cu program sportiv Cetate. Ceva mai întârziate sunt lucrările de montare a centralelor termice la liceul Grigore Moisil, dar Florin Oancea, primarul municipiului Deva, este convins că operațiunile vor fi finalizate la începutul anului viitor. S-a rezolvat problema și la Colegiul Transilvania, fostul liceu auto. Școala se desfășoară față în față, deci în format fizic. Luni și școala generală numărul 3 din Dacia va avea apă caldă și căldură. Tot luni toate corpurile de clădire de la liceul sportiv vor avea apă caldă și căldură și ne apropiem cu pași rapizi, aș spune, spre finalizarea acestui proces. Toate unitățile de învățământ să aibă apă caldă și căldură prin noul sistem, prin montarea de centrale pe gaz. La liceul Moisil, acolo am înțeles că sunt ceva probleme? Sunt puține întârzieri. Eu cred că la începutul lunii ianuarie rezolvăm și această problemă. Problema livrării de apă caldă și căldură în municipiul Deva a debutat încă de anul trecut, de când termocentrala de la Mintia a început să aibă sincope în funcționare. Chestiunea termoficării s-a acutizat în 5 martie, când Mintia și-a întrerupt activitatea de furnizare a agentului termic, pentru ca mai apoi, pe 26 iulie, mai exact, producătorul de energie de lângă Deva s-a închis. Printre cele mai afectate de acest aspect au fost unitățile de învățământ care erau racordate la sistemul centralizat de termoficare, iar primăria le-a alocat sume pentru montarea de centrale termice. Procedura de achiziție și de montare a acestor centrale a avut durate de timp diferite, în funcție de specificul fiecărei școli, dar și de rapiditatea cu care s-au mișcat conducerile respectivelor unități de învățământ, cel mai bine la acest capitol stând Liceul de Arte Sigismund Toduță.